acest Burduja mi se pare cel mai scârbos personaj din menageria electorală. Tânăr, spilcuit, englezit, digitalizat, se dă drept liberalul viitorului. Pentru cine îl crede? Că în loc să se lupte cu candidații stângii populiste, îl atacă sistematic pe Nicușor Dan, candidat de dreapta, care are un avans irecuperabil față de el în toate sondajele, e un gest cinic, cu rădăcini în ceaușism. Dar că se face frate cu Piedone, complimentându-se reciproc peste violențele verbale ale acestuia, că spune că votanții trogloditului interlop, mai periculos chiar decât cuplul Firea Pandele, sunt oameni de bun simț, asta este ticăloșie pură. Îmi amintește de Joană, care și-a supt sângele cu lapte cu Marean Vanghelie, tot de la 5. Și e și un ticălos păgubos, căci niciun votant al lui Piedone nu va trece la Burduja. Aproape că aș fi înțeles dacă o susținea pe Firea. Tot are PNL alianță cu PSD. Dar poate că vrea să se dea bine pe lângă Voiculescu Varanu, în nădejdea că mai pică ceva. Am publicat un text intitulat OPC, adică Organizația pentru Protecția Criminalilor, cunoscută și sub numele de Justiția Română. Facebook mi l-a șters, pentru că ar instiga la violență. E dreptul lor, ei sunt proprietarii prăvăliei. Dar orice om cu un coeficient de inteligență normal înțelegea că nu eu cel ce scrie incit la violență, ci justiția care eliberează agresorii. În timp ce Facebook mă cenzura, un om de 46 de ani era omorât cu bâtele în fața parcului Crângaș, în văzul lumii, de 2 inși de 16 și 20 de ani. Nu cred că ucigașilor le-a venit ideea citind textul meu. Să vedem dacă vor fi dați afară din arest mai repede decât cei 3 măcelari care au tocat un om cu maceta și acum fac chiolhan în casa vrăjitoarei Sidonia. Arest la domiciliu. Zbieretele împotriva evreilor slobozite de șoșoacă nu sunt doar un fenomen sinistru în Parlamentul României. Valul de antisemitism violent stârnit de Israel la nivel global nu se va risipi ani mulți de acum înainte. Fiecare civil și soldat ucrainean omorât de ruși pentru că nu mai au decât pietre și bețe să se apere, dată fiind economia de bani și arme pentru Ucraina a Occidentului, va duce mai târziu la morți, răniți și sume uriașe cheltuite cu apărarea de către țările europene care vor fi atacate de Rusia. Iar onor guvernul Ciolacu nu vrea să dea un sistem patriot operațional Kievului, căruia îi arde buza acum, ceea ce e o formă de aflare întreabă, căci dacă ne invadează Armata Roșie, fără intervenția directă a NATO, am fi spulberați cu patrioți cu tot.